Autoritățile pakistaneze au lansat o campanie de vaccinare antipolio pentru eradicarea ultimelor cazuri ale acestei boli mortale din Pakistan. În districtul tribal Hiber, lucrătorii sanitari au administrat vaccinuri în școli și copiilor de sub 5 ani. Campaniile de vaccinare precedente au fost atacate de către militanți talibani care susțin că programul ar fi un complot occidental de sterilizare a musulmanilor. Poliomielita e eradicată în cea mai mare parte a lumii, nu însă în Pakistan și în Afganistanul învecinat. În Muntenegru a început o campanie împotriva avorturilor selective de gen. Centrul pentru drepturile femeilor din capitala Podgorița au lansat campanie intitulată Hashtag Nedorit la o demonstrație în 20 noiembrie. Inițiatorii campaniei spun că testele prenatale continuă să fie folosite de unii potențiali părinți pentru întreruperea sarcinii când se observă că fetusul este de sex feminin. Grupul a pus plăci cu imitații de certificate de deces în mai multe locuri din Muntenegru. Acesta a fost turul de orizont de astăzi de la Radio Europa Liberă.